Odată cu împlinirea 6 luni de la numirea în funcție de prefect al Sucevei, Iulian Cimpoeș a transmis raportul său de activitate. În acesta sunt menționate 58 de ședințe extraordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Suceava, 6 ședințe ale Centrului Local de Combatere a Bolilor, 6 ale Colegiului Prefectural Suceava, 3 ședințe ale Comisiei Județene de Fond Funciar, 22 de ședințe operative în cadrul instituției prefectului, întâlniri de lucru cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, cu reprezentanți ai instituțiilor publice deconcentrate, participarea la ceremonii publice cu prilejul diverselor evenimente festive, participarea la ședințe în sistem videoconferință pe diverse teme, participarea la cea de-a 24-a sesiune a Comisiei Guvernamentale Română-Germane pentru problematica etnicilor germani din România, participarea la caravana de vaccinare de la Calafindești și Câmpul Lung Moldovenesc alături de șeful departamentului pentru situații de urgență, secretarul de stat dr. Raed Arafat. În cele 6 luni au fost convocate 58 de ședințe extraordinare, în cadrul cărora s-au aprobat 69 de hotărâri. Un alt subiect apărut în discuțiile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost referitor la prezența urșilor în mai multe unități administrativ-teritoriale din Suceava. În cazul acestora a fost înaintată analiza de risc pentru luarea măsurilor. A fost aprobată operaționalizarea ambulanței tip C1 terapie intensivă mobilă la program 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Și de asemenea, toate focarele de pestă porcină la porcul domestic au fost închise, rămânând doar 4 la porcul mistreț. De asemenea, se remarcă atenția acordată campaniei de vaccinare. Totodată sunt menționate cele 160 de titluri de proprietate emise și toate întâlnirile cu reprezentanții misiunilor diplomatice în România.